Vă salut pe toți cei care sunteți deja membri ai acestui canal. Vă spun bun venit și vouă celor care vă aflați pentru prima dată pe acest canal. În întâlnirea de astăzi vreau să abordăm o patologie care ține mai mult de sfera ORL, însă care aduce foarte mulți pacienți la consult pneumologic prin prisma simptomatologiei pe care această patologie o dă. Și anume o să discutăm despre sinuzite. Înainte de a aborda subiectul frontal, o să îmi doresc să vă explic câteva lucruri despre aceste cavități sinusale. Fiecare om prezintă 8 cavități, da? Și anume două sinusuri frontale, două sinusuri sfenoidale, da? Care sunt puse undeva aici, două sinusuri etmoidale care sunt puse aici și două sinusuri paranazale sau maxilare. Sinuzitele sunt sau reprezintă inflamația mucoasei acestor cavități. Inflamație care poate să fie dată de foarte mulți factori. Putem să vorbim despre factori alergeni, putem să vorbim despre factori chimici, putem să vorbim despre factori infecțioși, adică virusuri, bacterii, fungi, paraziți și așa mai departe. Deci toate aceste entități pot să ducă la inflamația mucoasei sinusurilor. Inflamația poate să se limiteze la 1-2 sinusuri sau poate să se extindă sau să le cuprindă pe toate cele 8 sinusuri. În funcție de debutul simptomatologiei, în funcție de evoluția simptomatologiei, putem să vorbim despre sinuzite acute, despre sinuzite subacute și despre sinuzite cronice. Asta înseamnă că sinuzitele acute pot să aibă o formă de debut suficient de bruscă, suficient de supărătoare și să dureze până la 3-4 săptămâni. Sinuzitele subacute pot merge mai departe de 3-4 săptămâni până la 5-6-7-8 săptămâni, iar sinuzitele cronice pot să evolueze luni bune la rând și să aducă pacientului o stare de disconfort prin simptomatologia pe care acestea o aduc. Rolul sinusurilor, că ăsta este mai puțin cunoscut, în primul rând este acela de protecție, da? Prin intermediul mucoasei cu care sunt tapetate. Un alt rol pe care sinusurile îl au este în fonație, adică ne ajută la vorbire, contribuind la, să zicem așa, rezonanță. Un alt rol pe care sinusurile n-au este acela de a încălzi sau de a contribui la încălzirea aerului pe care noi îl expirăm. Și mai mult decât atât, un alt rol foarte important al sinusurilor, mai ales al sinusurilor maxilare, este acela de a participa la protecția termică a rădăcinilor dinților. Când vine vorba despre rolul sinusurilor sfenoidale și etmoidale, pe lângă cele pe care deja le-am menționat, mai puțin rolul termic asupra rădăcinii dinților, aceste patru sinusuri au rolul de a contribui la protecția termică a ochiului. Bun. Cele mai frecvente sinusite, evident, sunt sinuzitele paranazale, da, sau maxilare, dacă vreți așa. Iar cauzele pentru care aceste sinuzite apar sunt multe. În primul rând, să vorbim despre patologii stomatologice, adică tot ce înseamnă infecții dentare, carii dentare și probleme la nivelul cavității bucale pot să influențeze în sens negativ, adică să conducă la suprainfecția mucoasei sinusurilor maxilare, infecție care se poate extinde și la celelalte sinusuri. Printre alte cauze care pot duce la inflamarea mucoasei sinusale, așa cum am menționat, factorii alergeni și factorii chimici, infecțiile virale, bacteriene, parazitare și așa mai departe, mai sunt câteva boli care influențează în sens negativ apariția sinuzitelor. Și anume, aici putem să vorbim despre deviația de sept, da?
ca să lămurim și acest aspect. Foarte mulți pacienți au simptomatologie în sfera orele, secundară defiacției de sept, pe care refuză să o trateze cu ajutorul chirurgiei orele, mă rog, datorită suferinței și așa mai departe. Însă, iată că deviația de sept întreține, participă și mai mult decât atât întreține inflamația la nivelul mucoasei sinusale. Mai vorbim despre polipoza nazală, polipii nazali, da? Contribuie la inflamația mucoasei sinusale, hipertrofia de cornete, tumorile din această sferă, și nu în ultimul rând boala de reflux gastroesofagian. Dar poate că pare un pic, să zicem așa, nenatural să spunem că boala de reflux gastroesofagian participă la inflamația mucoasei sinusale, însă boala de reflux gastroesofagian are foarte multe repercursiuni negative asupra căilor respiratorii, atât superioare cât și inferioare, prin tot felul de simptomatologie și complicații pe care aceasta le dă. Revenind la sinuzitele acute, subacute și cronice, ei bine, în funcție de aceste forme și simptomatologia sau expresia clinică a acestor boli este un pic diferită, în sensul că atunci când vorbim despre sinuzite cu acut, sinuzite acute, evident că debutul simptomatologiei este unul relativ brusc, care poate să meargă cu dureri de cap, cu nas înfundat, cu nas curs, prezența de secreții mucopurulente, respirație nazală dificilă, tuse, febră, dureri în gât și așa mai departe. Această simptomatologie se instalează relativ brusc și evident că ea escaladează de la o zi la alta. În funcție de etiologia sinuzitei și tratamentul este un pic diferit. În forma subacută, simptomatologia, să zicem așa, este un pic mai polimorfă, pentru că capătă niște valențe sau ia niște valențe atât din forma acută cât și din forma cronică. Durata deja am menționat-o. Când vorbim însă de sinuzitele cronice, că ele sunt cele care strică calitatea vieții unui pacient și trimit pacientul de la un medic la altul, și această categorie sau mulți dintre acești pacienți se adresează medicului pneumolog, pentru că mulți dintre acești pacienți tușesc. Ce înseamnă sinuzita cronică? Sinuzita cronică înseamnă că această inflamație a mucoasei nu are neapărat un substrat infecțios care să necesite atitudine terapeutică antibiotică. Da? El poate să aibă un substrat pur inflamator, pur alergic, iritant și așa mai departe, sau să fie o condiție medicală care să întrețină această inflamație, dar care să nu ajungă până în stadiul de suprainfecție. Și această categorie de pacienți, evident că se plâng în principal de tuse, de faptul că îi gâdilă în gât, că îi doare în gât, că respiră deficitar, că recurge nasul, că au dureri la nivelul feței, mai frecvent la nivel globilor oculari, că au dureri de cap, sforăie și așa mai departe. Și această categorie de pacienți luni de zile prezintă această simptomatologie și ce este, să zicem așa, un pic mai trist, este că majoritatea acestor pacienți primesc sau iau tratament antibiotic și simptomatologia nu se rezolvă. Întrucât tratamentul sinuzitei cronice este diferit în funcție de motivul pentru care inflamația persistă. Bun, hai să vedem ce este de făcut atunci când avem o inflamație la nivelul sinusurilor, indiferent de care sinusuri vorbim. În primul rând e nevoie de discuția dintre medic și pacient, în care pacientul îi spune medicului care este simptomatologia, adică ce îl supără, și medicul adresează întrebări suplimentare pentru a identifica elemente suplimentare ale simptomatologiei pe care pacientul nu le menționează și care pot contribui la diagnostic. Pe lângă această discuție medic-pacient pe care noi o numim academic anamneză, este foarte important un examen clinic local. Examenul clinic local
Este destul de simplist, însă aduce foarte, foarte multe elemente pentru diagnostic. De regulă, examenul clinic este făcut de medicul realist, medicul pneumolog sau medicul stomatolog dacă pacientul se duce cu o afecțiune stomatologică și pe lângă întrebările legate de patologia dentară, medicul identifică și elemente care se duc cu gândul la o sinuzită. Pe lângă anamneză și examenul clinic, foarte important este examenul imagistic, dacă vorbim despre radiografie sinusală, că vorbim despre tomografie, că vorbim despre RMN, că vorbim despre fibroscopie nazală, toate acestea în funcție de anamneză, de examenul clinic, sunt recomandate de medic, adică nu toate, ci pur și simplu în funcție de simptomatologie și în funcție de cum au evoluat lucrurile, medicul poate să aleagă dintre acestea. Dar pe lângă aceste investigații imagistice, pacientul va efectua și un examen stomatologic dacă medicul orelist, pneumolog, consideră că este cazul. Și pe lângă acestea, evident, nu poate lipsi examenul din secreții nazale sau examenul de spută. Însă aici aș vrea să fac, să zicem așa, câteva mici sublinieri, și anume legat de examenul de secreții nazale și examenul de spută. Faptul că aceste examene se fac și nu se identifică un germen, da? Nu înseamnă că pacientul nu are infecție, pentru că și aceste examene au limitele lor. Așa că în cele mai multe situații, cam în 40-60% din cazuri, deși se recoltează corect secreții nazale și examen de spută, acestea nu sunt pozitive, însă simptomatologia pacientului remite la administrarea de tratament antibiotic. Ce face diferența aici? În a administra sau a nu administra tratament antibiotic respectivului pacient este discuția cu medicul, adică anamneza, examenul clinic și experiența medicului în tratarea sinuzitelor. Mai mult decât atât, sunt foarte multe examene din secrețiile nazale și din examenul de spută care vin pozitive pentru unul sau doi germe, da? Dăm tratament antibiotic conform antibiogramei și constatăm că simptomatologia pacientului nu este influențată de respectivul tratament antibiotic. De ce? În primul rând, căile respiratorii, gura, sunt contaminate cu tot felul de germeni pe care îi avem acolo, iar când sputa o exteriorizăm, da? O exteriorizăm prin gură și ea se poate contamina. Secrețiile din nas, la fel, da? Trec prin niște zone, da? Care sunt contaminate și iată că secrețiile pot fi contaminate cu tot felul de germeni. Vin rezultatele pozitive și constatăm că după administrarea tratamentului antibiotic nu se influențează sau nu este influențată foarte mult simptomatologia pacientului. Adică și aceste examene trebuie interpretate în contextul pacientului, nu trebuie luate ca literă de lege, întrucât fiecare dintre examenele menționate vine cu limitele lui. Când vine vorba de tratamente, aici discuțiile pot fi foarte multe, însă ghidurile internaționale și protocoalele de tratament recomandă anumite direcții pe care medicul le poate urma, cu mențiunea că tratamentul trebuie individualizat în fiecare caz în parte. Ce înseamnă asta? Înseamnă că medicul știe care sunt direcțiile de tratament, însă în funcție de fiecare pacient în parte poate să facă mici adăugiri sau poate să modifice schema de tratament astfel încât să aducă cel mai mare beneficiu fiecărui pacient în parte. Dacă vorbim despre o cauză stomatologică care a dus la apariția inflamației la nivelul mucoasei sinuselor, evident că tratamentul începe cu examen stomatologic și cu tratament stomatologic, evident.
Dacă vorbim despre o cauză, orele, deviație de sept, polipoză, hipertrofie de cornete și așa mai departe, evident, tratamentul începe de la medicul orelist, indiferent că vorbim despre tratament medicamentos sau de tratament chirurgical. Da, ați auzit foarte bine, în foarte multe situații, tratamentul sinuzitelor cronice, în special al celor maxilare sau paranazale, implică și tratament chirurgical. Pe lângă tratamentul stomatologic, tratamentul ORL medicamentos sau chirurgical, vorbim despre antiinflamator local sau sistemic, decongestionante nazale, vorbim despre antihistaminice, aerosol cu salinoterapie, corticosteroizi intranazali, vorbim despre analgezice, acolo unde este cazul, antibiotice în situații foarte bine, să zicem așa, clare și investigate, iar dacă substratul este alergic, evident că se ia în calcul inclusiv imunoterapia. Cam asta îmi doream să vă spun despre patologia sinusală. Dacă aveți întrebări, comentarii, aprecieri, critici și așa mai departe, vă rog să mi le transmiteți într-un comentariu și în limita timpului disponibil și evident a interesului pe care îl consider pentru întrebarea dumneavoastră, în sensul că dacă este de interes general, o să răspund printr-un clip. Până la următoarea noastră întâlnire, sănătate și să auzim doar de bine!